Pentru a pregăti pâinea, avem nevoie de 1 kg de făină, aproximativ 600 ml de apă călduță, 50 ml de ulei, o linguriță de zahăr, 12 g de sare și 2 pliculețe de drojdie uscată. Fac o gaură în centrul făinii și pun drojdia, zahărul și încep să pun câte puțină apă călduță. Frământ și adaug treptat apa. Acum adaug și sarea. Și continui să frământ până încorporez toată apa. Va trebui să obținem un aluat care se desprinde cu ușurință de pe mâini și este elastic. Uitați! Nu este nici foarte tare și nici foarte moale. Acum voi adăuga treptat uleiul și frământ până îl încorporez în aluat. Mai adaug ulei. Îl scot puțin pe masa de lucru să îl frământ cu amândouă mâinile. Adaug și restul de ulei. Și mai frământ pentru 5 minute. Nu este greu de lucrat cu acest aluat. Se va face foarte repede. Vedeți cât este de elastic și ce frumos se frământă. Aluatul este gata. Acum îl voi așeza în bolul inițial, pe care o să lung cu puțin ulei. Am uns bolul cu ulei. Și ung și aluatul pe toate părțile cu ulei. Este un aluat foarte elastic, nelipicios. Acopăr bolul cu o folie alimentară și las aluatul la crescut pentru aproximativ o oră. Aluatul a crescut. Ia uitați cât de frumos se vede. Nu știu dacă vă dați seama cât de frumos este dospit. Acum voi pune puțină făină pe blatul de lucru și scoatem aluatul din bol. Sunt foarte, foarte mândră că este foarte, foarte frumos. Îmi tapetez mâinile cu puțină făină și voi împături puțin aluatul. Împart aluatul în două părți. Puteți face o singură pâine dacă vreți, însă eu voi face două. O să dăm o formă cât de cât rotundă aluatului. Am tapetat hurtie de copt, o tavă din aceasta mare de aragaz și pun aluatul în tavă să fie cu distanță între ele pentru că va mai crește. Acopăr cu un prosop de bucătărie și mai las aluatul să crească pentru aproximativ 15 minute. Au trecut cele 15 minute, pâinea noastră arată foarte bine. O să îi fac două tăieturi cu un cuțit foarte ascuțit și o să ung aluatul cu apă rece. Puteți unge cu ou dacă vreți. Ungem foarte bine. Acum voi pune pâinea la cuptor. Cuptorul l-am preîncălzit la 160 de grade și voi coace pâinea pentru aproximativ 35-40 de minute sau, bineînțeles, până când este rumenă și frumoasă deasupra. Uitați cât de bine arată pâinea scoasă din cuptor. Am uns-o cu puțină apă rece și am lăsat-o să se răcorească puțin. Este foarte ușoară
și foarte moale și pufoasă. Este coaptă perfect. Auziți cum se aude? Haideți să și tăiem. Auziți cât este de crocantă? Și o să vedeți și cât este de pufoasă la interior. Este încă aburindă, dar nu am răbdare, trebuie neapărat să mănânc puțină pâine caldă. Uitați cât este de frumos! Este perfectă! Așa pregătesc eu pâinea. Este o rețetă foarte simplă, așa o făcea și mama mea, numai că ea o cocea într-un alt fel de cuptor. Sper să încercați și voi rețeta și să vă placă. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa!